Universitatea Cluj va primi sâmbătă la Mediaș vizita nou promovatei Petrolul Ploiești în etapa a patra a Ligii 1. Fără brazilianul Machado, dar și fără spectatori în tribune, clujenii speră să treacă de Petrolul în tentativa de a recupera punctele pierdute în ultima etapă cu Steaua. Fotbaliștii clujeni vor evolua sâmbătă pe teren propriu, însă nu se vor putea bucura la Mediaș de sprijinul suporterilor în partida cu Petrolul. Nou promovata din Ploiești se anunță un adversar dificil pentru ardeleni. Echipa pregătită de Valeriu Răchită a învins campioana Oțelul în prima etapă și a obținut o remiză albă în Moldova cu FC Vaslui, iar la Mediaș vor sosi cu intenția clară de a nu pierde duelul cu Ucluj, crede antrenorul Ionuț Badea. Pot să spun că este o echipă căruia îi place jumătatea proprie de teren, cu o tendință foarte mare de contraatac. Sper că jucătorii sunt bine ancorați în ceea ce înseamnă obiectivul acestei partide, adică 3 puncte. Întâlnirea cu Petrolul Ploiești de sâmbătă va fi cu totul specială pentru mijlocașul Laurențiu Marinescu. Mijlocașul transferat de Ardelen de la Steaua București și-a petrecut cea mai mare parte din carieră la Petrolul, echipă pentru care a evoluat în 150 de partide, reușind să marcheze în același timp 30 de goluri. Echipa mea de suflet, acolo am început fotbalul. Chiar dacă am jucat la această echipă, acum sunt la Universitatea Cluj și dacă voi intra pe teren, voi da tot pentru Universitatea Cluj. Deși este complet refăcut după accidentarea suferită, brazilianul Gabriel Machado va fi menajat pentru această partidă. Nici juniorul Vlad Morar nu va prinde lotul studenților din cauza unei accidentări mai vechi. Meciul între Universitatea Cluj și Petrolul Ploiești din etapa a patra a Ligii 1 se va disputa sâmbătă la Mediaș de la ora 21:30.